Dobar dan. Bună ziua, ne cerem scuze pentru întârziere. Izvinjavamo se na kašnjenje. Ne bucurăm că sunteți aici, lângă noi. Radujemo se što ste tu sa nama. Eu mă numesc Paula Irizanu și voi avea plăcerea în această seară de a modera o discuție cu două dintre cele mai apreciate scriitoare din România. Ja sam Paula Irizanu i imam tu to zadovoljstvo da večeras moderiram razgovor sa dve slavne rumunske književnice. Este vorba de Gabriela Dămeșteanu și Veronica Deniculescu. U pitanju su Gabriela Dămeșteanu i Veronica Deniculescu. Alături de noi se află de asemenea și Vladimir Arsenić de la editura Partizanska Knjiga. Sa nama je tu i Vladimir Arsenić iz Partizanske Knjige. La care a apărut romanul Spre Văi de Jad și Sălbăție al Veronica Niculescu. U čijem je izdanju izašao roman Ka dolinama žada i pijenog ljulja Veronike Niculescu. De asemenea, în imediata mea proximitate se află Nadia Parandilović, editoarea de la Dharma Books, care a publicat romanul Gabrielei Adameșteanu, Dimineața pierdută în limba sârbă. Sa nama i Nadia Parandilović iz izdavačke kuće Dharma Books, koja je objavila roman Gabrielei Adameșteanu, Izgubljeno jutro, prevodu Daniela Popova. Discuția de astăzi va porni de la aceste două romane, care sunt printre primele pe care le-au scris autoarele din cele peste 10 cărți ale doamnei Adameșteanu, peste 15 cărți ale doamnei Niculescu. O dve knjige su među prvim romanima koje su napisale naše gošće, od 10 knjiga Gabriele Adameșteanu i 15 knjiga koje je napisala Veronica Niculescu. Na njima ćemo zasnivati naš večerašnji razgovor. Și de asemenea vom atinge și tema dureroasă a comunismului în România și cum este văzut el din perspectiva sârbă. Dotaći ćemo se i bolne teme comunismului în Rumunii, kako je on viđen u Srbiji. Am să încep punându-i o întrebare doamnei Adameșteanu. Cum a pornit această carte? Am citit într-un interviu că ziceați că voiați să scrieți o carte despre sărăcie și despre bătrânețe când v-ați apucat de Dimineața pierdută. De ce anume această temă? Počećemo od Gabriela Dămeșteanu, vaša knjiga, rekli ste da ste je zasnovali na motivima siromaštva i starosti. Zašto baš to? Într-adevăr, așa a început acest roman, care acum are 400-500 de pagini. Tako je zaista počeo moj roman od 400 do 500 stranica. Și mai vreau să adaug ceva, el pare acum un roman istoric, adică vorbește despre perioada comunistă a anilor 80, dar și despre perioada primului război mondial. To je i u neku ruku istorijski roman, jer govori o 80-im godinama i o dobu komunizma, ali i o prvom svetskom ratu. Vreau să adaug aici că romanul a fost prima dată publicat în română în 1983. De aici și observația. Da, de fapt a fost... Samo da napomenem da je roman objavljen 1983. De fapt, scrie pe el 83, dar ca multe lucruri pe care acum le verificăm, informații din comunism care s-au dovedit false și romanul, de fapt, a apărut în 84. Na romanu zaista piše da je objavljen 1983. Ali kao i mnoge druge stvari u komunizmu koje su bile lažne, tako je roman zapravo izašao 1984. Și spuneam că el le pare un roman istoric despre anii 80. În fapt, eu l-am început în anii 70 și 75-76 și atunci scriam de fapt despre prezent. Roman sam pisala 75-76, tada sam počela da ga pišem i iako
se može reći da je ono 80-im godinama, je kada sam počeo pišem, pisala sam u sadašnjosti. Și tema aceasta a bătrâneții și a sărăciei, care într-adevăr există în carte până la sfârșit, nu era o temă teoretică, era ceea ce văzusem eu atunci, numai că eu eram foarte tânără când am scris acest lucru și l-am văzut în jur la rude ale mele. Zaista tema starosti i siromaštva prati roman od početka do kraja. To je nešto što sam ja vidjela oko sebe tim godinama. Bila sam vrlo mlada kada sam počela pišem. Romanul, sau una dintre calitățile cele mai puternice ale romanului este pluralismul său. Vreau să vă întreb, v-a fost dificil să lucrați în atâtea limbaje diferite, să reprezentați atâtea clase sociale diferite, pentru că fiecare personaj vorbește practic propria limbă? Sau ați avut mereu o ureche fină? Da li ste odvek imali to fino uho da čujete te polifone glasove raznolike koji se pavljaju u romanu ili su oni nastali tokom pisanja? Se spune că am o bună ureche, dar eu nu știam acest lucru până am scris această carte. Kaže da imam dobro uho, ali to još nisam znao dok nisam napisala o knjigu. Ceea ce doream însă era ca să scriu o carte naturală, o carte neartificială, fiindcă în comunism foarte multă influență a avut limbajul de lemn, ceea ce se spunea limbajul de lemn, o limbă abstractă cu multe elemente de comunism în vocabular. Și care nu auzeam în jur. Eu auzeam unele personaje vorbind ca în Dimineața pierdută când vorbește Vica Delică. U romanu sam se trudila sam se da napišem jednu neizveštačenu i prirodnu knjigu, iako je u to doba dosta vladao taj takozvani crveni jezik, odnosno jezik političke nomenklature komunističke, ja sam zapravo te glasove raznolike čula oko sebe, bez uticaja tog drvenog jezika. Mai vreau să adaug ceva, că există foarte multe variante stilistice, pentru că eu, ca să pot să scriu partea a doua romanului, am citit memorii și în memoriile acestea era o limbă românească care era foarte influențată de pildă de franceză, poate că și limba sârbă a fost influențată la vremea aceea, cultural, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. Era o multă influență franceză și existau, deci, stiluri diferite. Iar eu, că... Să mă opresc. Postoje različiti stilovi govora, a tada je govor bio dosta pod uticajem francuskog, što pretpostavljamo da je i u Srbiji bilo krajem 19. i 20. veka. Și eu ajunsesem la o adevărată nebunie, încât îmi auzeam vocile personajelor, chiar în timp ce îmi duceam viața obișnuită, domestică, prin autobuze și auzeam fiecare personaj vorbind diferit. Dok sam radila na romanu, počela sam da ušla sam u neku vrstu ludila i sve vreme sam čula te različite glasove koji govore sami za sebe dok se vozim autobusom, dok se bavim kućnim poslovima i tako dalje. Vreau să spun că probabil această nebunie pe care am căpătat-o atunci când am descoperit că pot să fac aceste limbaje diferite, s-a datorat și faptului că la vremea aceea
Eu nu mă gândeam că această carte va fi tradusă. Eu eram foarte departe de a imagina că cărțile mele vor ajunge în altă limbă. Cum nu mă gândeam că o să ajung pe lună. La fel de improbabil era pentru mine și să am cărțile traduse. U tom ludilu, kada sam čula sve te različite glasove i kada sam počela da radim na knjizi, ja nisam mogla ni da zamislim da će ova knjiga biti nekad prevedena i bilo mi je to potpuno nezamislivo kao bi mi neko rekao da će stići na mjesec. Am se trec acum la doamna Niculescu. Romanul dumneavoastră Spre voi de jac și sălbăție este scris într-o cu totul alt stil decât realismul din Dimineața pierdută. Are multă reverie, are jurnal. Gospođa Niculescu, vaš roman je potpuno drugačije napisan. Roman ca Dolina Mažade i Pijenog ljulja. Ima dosta sanjarenja, dosta... Și este și primul dumneavoastră roman, după câteva cărți de proză scurtă și după numeroase traduceri. I to je vaš prvi roman nakon mnoštva knjiga kratke proze i mnogo prevoda. Care este povestea lui? Cum va veniti ideja? Atât la nivel stilistic, cât și la nivel tematic. Kako na stilističkom, tako i na tematskom. Kako na stilističkom, tako i na tematskom nivou želimo da znamo kako vam je došla ideja da napišete tu knjigu i kako je to krenulo sve. Bună ziua! Înainte să răspund, vreau să mulțumesc că sunt aici organizatorilor din România care ne-au invitat aici și sunt prezenți în public și ție, Giura, pentru că ai tradus romanul, editorilor, bineînțeles, prezenți. Povestea cărții... Pot să te duc? Pre svega bi želea da se zahvalim rumunskim organizatorim koji su me doveli ovde i mom prevodiocu, što je prevela knjigu, i naravno urednicima koji su tu neizostavni. Știu că dezbaterea noastră stă sub acest titlu al umbrelă. Așa. Poate și pentru că alte cărți ale mele au acest subiect. Nu este neapărat și cazul Spre voi deja și Salvăție. U mom drugim knjigama je ova tema pod kojim ste se okupili prisutna, tako i u romanu Kad dolina mažade i pijenog ljulja. În care există într-adevăr câteva capitole. U njemu postoji nekoliko zaista poglavlja. Despre komunizm, despre viața în komunism, în special je și adolescența în komunizm. O nekoliko poglavlja o komunizmu, o životu u komunizmu, naime, detinstvo i adolescencije. Despre povestea cărții acum. Cartea vine după trei volume de proză scurtă, dintre care ultimul era cu povestiri care se petrec în comunism. Ovaj roman je došao nakon tri knjige kratke proze, od kojih je treća zaokupljena tematikom comunismul. Mie îmi place să am teme și subiecte și formule de scris foarte diferite la cărțile mele. Asta este plăcerea mea, de asta îmi place să scriu. Ja volim da u svojim knjigama imam različite teme i pristupe i zato i volim da pišem. Și după ce am terminat volumul acela de povestiri, mi-am dorit să scriu ceva complet diferit. Kad sam završila tu zbirku pripovedaka, poželjala sam da radim nešto sasvim drugačije. Dacă mi-e permis să spun eu despre cartea mea, pentru că m-ați întrebat cum s-a născut ea, să spun cum o văd eu, de unde a plecat ideea, este o odă pentru imaginație. Acum, pitați-vă, dacă le poate clăbuie knjiga,
mă vom iscăno rece de to e una oda imaginației. Este pledoaria mea, dacă pot să spun asta, fără, sper să nu sune prea pompos, pentru o literatură născută din fantezie și imaginație. To moj omaž književnosti koja je nastala iz mašte i imaginacije. Și este, pe scurt, povestea unei fete care scrie un bazm în versuri, un bazm într-o mie de versuri, însă viața ei, toată proza din jurul acestui bazm în versuri, este complet diferită de ceea ce se întâmplă în acel bazm. To je ukratko priča o devojci koja piše bajku u stihovima i u knjizi postoji jedan veliki deo koji okružuje tu bajku, a koji je stvarnost i koji izgleda sasvim drugačije. Deci așa se explică de unde a apărut basmul în versuri, din cauza că cartea în sine este o pledoarie pentru imaginație. Da, da. Basmul în versuri a fost scris primul. Dacă to e... dacă možem složiti da je knjiga nastala kao omaž imaginaciji. Basmul în versuri a fost scris primul, iar apoi toată povestea vieții acestei fete de jur împrejurul basmului sunt capitolele cărții, de fapt, în care se vede că ea trăiește ceva, poate lucruri grave, poate lucruri importante, dar în basm, în ceea ce face ea, în literatura scrisă de ea, ea scrie cu totul altceva. Oko te bajke se sve okreće i njen život je devojke koja je napisala bajku je sasvim drugačiji. Ona prolazi kroz teške trenutke i kroz razne iskustva. Vreau să le pun o întrebare editorilor acum, domnului Arsenic și domnei Parandilović. Ce v-a atras? Trebuie să postavim pitanja urednicima Nađe Parandilović i Vladimiru Arseniciu. Šta vas je privuklo? Ce v-a atras la aceste cărți și ce v-a surprins în ele? Šta vas je privuklo ovim knjigama i šta vas je u njima iznenadilo? Și după aia poate ai să vorbești tu, pentru că ești traducătorul unei dintre cărți. Pre svega, najljepše hvala vama što ste došli ovde, hvala Rumuniji što je pristala da bude gost sajma, mislim da je to jako važno i hvala dragim gošćama, Veroniki i Gabrieli što su nam se pridružila ovde, mislim, velika je čast biti ovde i obećavam kao dobar đak i pravi štreber da ću pročitati knjigu gospođe Adame Štanu, nisam to do sada uradio, ali evo, obećavam da hoću. Što se tiče... Vlado, moram da prevedem. Joj, izvini moje. Pre svega tebe da se zahvalim na organizatoru. Prevediš, ti sad ponavljaš moj reči, moraš prevediš na rumunski. Neće da je to da... Hvala, Vlado. Dobro, mogli sam da ostane ovog. Dori sam o cumesc romanie care acceptat să fie țara invitată de noare și care ne-a dus aceste autoare minunate și o adevărată onoare să fim prezenți aici. Ja moram da kažem da je uticaj rumunske književnosti u Jugoslaviji, zatim i u Srbiji bio izuzetno velik, premda možda ne onoliki koliko bi mi želeli da bude i koliko bismo očekivali. Vreau să spun că influența limbii literaturii române a fost foarte mare în Iugoslavia și deși noi am dorit să fie și mai mare influență. Pre svega je u Jugoslaviji bila poznata rumunska poezija i mislim da je ona izvršila jako veliku uticaj na mnoge srpske i jugoslavenske pesnike. În Iugoslavia, poezia română a fost foarte populară și a exercitat o mare influență asupra autorilor Iugoslavii. A onda se dogodilo već što se dogodilo istorijski, ali u Jugoslaviji je puknuo rat, Rumunija je nastavila svoj put na način na kojeg ga je nastavila.
Atunci istoria a făcut ce a făcut, în Iugoslavia a izbucnit războiul, iar România a continuat drumul ei. I komšije koji su vrlo blizu su počeli da znaju malo jedni u drugima. Atunci vecinii cei mai apropiați au început să știe câte ceva unii despre alții. Zbog toga je nama bilo jako važno da se, da kažem, upustimo u avanturu objavljivanja rumunske književnosti kako bi saznali šta se tamo dešava. De aceea pentru noi a fost foarte important să începem să edităm literatura română ca să aflăm și noi ce se întâmplă dincolo. A onda je bilo normalno da se obratimo Veroniki de Niculescu, zato što je ona naša stara prijateljica jer je učestvovala na festivalu Kikinda Short koji smo Srđan Srbić, moj partner u izdavačkoj kući i ja zajedno organizovali. Atunci a fost o decizie normală ca să invităm pe Veronica de Niculescu, care a fost prietena noastră de mult timp, pentru că am participat la festivalul Kikinda Short, pe care eu și Srđan Srdić l-am organizat împreună. Ako mi pitate da li mi nešto iznenadilo u ovoj knjizi, iznenadilo mi je zapravo koliko smo slični, jeli, koliko smo zaista komšije. Dacă mă întrebați ce m-a surprins în această carte, era faptul că am descoperit că suntem foarte, că semănăm foarte mult, că într-adevăr suntem vecini. Naravno da su istorijski putevi dve države išli drugačije, ali bliskost, ali Veronikina i moja generacijska bliskost i bliskost iskustva je zaista velika. Seminarea între experiența noastră și de generație foarte, foarte mare. A zatim, jako je važno upravo ta razlika između mašte i stvarnosti koja je nešto što se svima nama dešava i na kraju krajeva to je jedna velika, ako smijem tako da kažem, apoteoza književnosti. Apoi, me suprins și această dihotomie între imaginație și realitate care, dacă pot să spun, e apoteoza literaturii. Zbog toga sam zahvalan Veroniki, a mogu da kažem i u ime mnogih čitalaca koji su nam se javljali, koje poznajemo, koji su pročitali Veronikinu knjigu i zaista doživjeli vrlo slično iskustvo. Mulți cititori pe care îi cunoaștem au avut aceeași experiență și pe care o datorăm Veronicăi. Hvala. Kao što je već kolega zapravo pomenuo, iz istih razloga ja sam bila zainteresovana za rumunsku književnost i htjela sam uopšte da istražim i da vidim šta se na njihovoj savremenoj književnoj sceni dešava, da preko književnosti kao... Pa, din aceleași motive, ca și colegul meu, am dorit să explorez un pic, să explorez literatura română și să văd și eu ce se întâmplă dincolo. I prirodno upustila sam se u istraživanje toga šta je popularno kod Rumuna u njihovoj savremenoj književnosti i tako došla do Gabrijeline knjige, zapravo do uopšte njenih knjiga i otuda sam shvatila zapravo čitajući i recenzije o knjizi da je to jedno kapitalno delo u Rumuniji koje je prevođeno na mnogo jezika svetskih. Atunci, explorând literatura română, am aflat că Gabriela Dumeșteanu e un autor proeminent și am aflat despre cărțile ei și care sunt traduse în mai multe limbi deja. Ja sam se obratila Gabrijeli sa željom da objavim tu knjigu. Ona je predložila da bi možda mogla da objavim neku od njenih novijih knjiga, jer to je jedna od njenih prvih knjiga, 84. kao što je već autorka rekla, objavljena. Ali meni je ova knjiga delovala kao sjajna mogućnost da se naši čitaoci zainteresuju i za rumunsku književnost i za njihovu kulturu.
Când am adresat-o pe Gabriela Rămeșteanu cu dorință să public această carte, ea mi-a oferit cărțile sale mai noi, dar pentru mine această carte a fost ceva, o reprezentare verosimilă ceea ce se întâmplă în România. Ele zaista ozbiljno pruža jednu širu sliku iz različitih uglova skoro celog 20. veka u Rumuniji. Carta oferă o imagine amplă aproape a întregului secol 20 în România. Ono što je mene posebno iznenadilo u ovoj knjizi jeste tretman istorijske teme koji, ne znam kako bih tačno objasnila, uopšte, znači, knjiga je polifona i istorijsku temu tretira na takav način da i ljudi koji nisu previše zainteresovani za istoriju bi potpuno, knjiga bi im privukla pažnju da vide šta se dešavalo u Rumuniji u tom periodu. Ceea ce mă sunt prins pe mine și ce m-a impresionat a fost că felul în care este tratată istoria în acest roman, și cititorii care nu sunt concret interesați de istorie pot să găsească un interes mai viu prin povestirile personajelor. Ono što se meni posebno dopalo u knjizi jeste što je okvir za naraciju knjige zapravo razgovor dve žene koje su iz različitog staleža društvenog. Jedna je priprosta žena, Madame Delka, koja je izuzetno portretisan junak, a druga je iz buržoaske porodice i one zapravo kroz celu knjigu razgovaraju i tako mi saznajemo o istoriji Rumunije kroz 20. veka. Ceea ce mi-a plăcut a fost că cartea este, deci acțiunea este povestită de două femei, de două voci de femei care aparțin mediilor diferite sociale. Una este o femeie mai simplă și alta este o burgheză. Și prin convorbirile lor se desfășoară și acțiunea. Isprva samo sam htela još da dodam, mi zapravo saznajemo na taj način kako je izgledao taj vek direktno od ljudi koji, jedan od njih je intelektualac, a drugi je priprosta žena. Imamo sliku prosto toga kako su ljudi živi, imamo mnogo puniju sliku nego što bismo imali kada bismo se susreli samo sa nekim istorijskim studijama, jer prosto imamo impresiju prostog čoveka s jedne strane i s druge strane imamo tumačenje druge žene koja je iz intelektualnijeg prosto okruženja. Ceea ce este interesant este că noi aflăm despre istorie prin vocile a două femei, una o femeie simplă și alta o intelectuală, și aflăm despre istorie mult mai captivant decât ar fi prin niște studii istorice. Așa. Aș vrea să întreb pe doamna Dameșteanu, tocmai pornind de la ceea ce a zis editoarea. În Dimineața pierdută vedem un tablou foarte complex al epocii comuniste, precum și cea interbelică. Dar să rămânem la tema comunismului, așa cum ne zice, ne dictează catalogul. Să construgi o demeșteanu. Mai tema comunismului care se va avea în vașa și
De exemplu, aflăm despre oameni dispăruți, oameni care au stat la închisoare, de partea întunecată, cumva, a comunismului. Să znamo za ljudi koji su nestali, za ljudi koji su završavali po zatvorima, u mračnijoj toj strani comunismului. Dar cartea are și o calitate din asta a sociabilității și mă întreb în ce măsură aceasta se datorează personajelor care sunt niște femei vorbărețe sau, mă rog, Vika Delca în special este o femeie vorbăreață sau dacă asta caracteriza și epoca în sine. Taj druželjubivi moment, taj samo karakterističan za likove koji razgovaraju ili je to ipak neka odlika epohe. Și dacă v-a interesat să prezentați și relațiile de clasă prin discuțiile dintre cele două femei sau cele trei femei. Da li ste hteli da pristupite nekim odnosima među klasnim u tim razgovorima te dve, odnosno tri žene? Eu ce pot să spun este că nimic nu a fost gândit teoretic. Ono što mogu da kažem je da ništa nije bilo teoretski. Și fără îndoială că orice observator, chiar și unul de 30 de ani, e într-o societate teoretic fără clase, putea să vadă diferitele clase sociale care există în toate societățile. Categorii diferite, cu profituri și cu resurse diferite. Ono što sam htjela da istaknem je da čak i neko ko ima 30 godina može da primeti u toj knjizi da u jednom društvu koje je nominalno besklasno postoje i dalje društvene klase i društvene razlike i to je to. Deci, societatea comunistă nu era ceea ce se spunea. Existau fără îndoială unii care aveau mult mai mult și alții care aveau mai puțin. Poate, într-un fel, era un pic mai egalitară decât cea de azi. U comunističkom društvu je i dalje postale su velike razlike u imovnom stanju, možda nešto egalitarnije nego danas. Deci asta în privința categoriilor pe care fiecare personaj, dar fiecare om aparține unui mediu social, unei categorii de acest tip, cu limbajul său, cu modul său de a gândi și eu nu am gândit-o teoretic, ci pur și simplu am avut niște modele umane care s-au combinat în general, așa cum fac autorii. U romanu su tu različite ljudi iz različitih društvenih sredina koji koriste različiti način izražavanja, imaju različito imovno stanje i to nije nešto što sam razmatrala teoretski, već su to stvari koje sam videla oko sebe. O a doua problemă care ar fi de la întrebarea dumneavoastră ar fi capacitatea de comunicare a oamenilor în comunism. Era mai mare decât azi sau era mai mică? Pentru că eu, spunându-vă că nimic n-a fost teoretic, înțelegeți că eu am luat din societate sau, mai bine zis, din tot ce vedeam în jur și am pus acolo la modul concret, fără intenția de a face un studiu sociologic. Bez namere da pravim neku sociološku studiju, ja sam samo uzela ono sve oko sebe što sam mogla da vidim i ono tu reč takođe o problematici mogućnosti za komunikaciju i pitanje je da li ona veća bila tada ili danas. Eu cred că oamenii vorbeau mai mult în comunism decât vorbesc acum.
Da, mislim da su ljudi u komunizmu više razgovarali nego što razgovaraju sada. Erau foarte mulți cam în aceeași categorie sau în categorii similare. Bilo ih je mnogo u istoj kategoriji ili u sličnim kategorijama. Aveau o viață mult mai monotonă. Imali su mnogo monotoniji život. Nu li se întâmpla foarte multe lucruri. Nisu im se događale baš mnoge stvari. Și cred că, mă rog, nu știu dacă am dreptate, dar cred că românii sunt niște, sunt un popor comunicativ, aș zice chiar vorbăreț. Ne znam da li sam u pravu, ali ja smatram da je rumunski narod vrlo komunikativan, pa čak i pričljiv. Și se spune că femeile vorbesc mai mult decât bărbații. Kaže se da žene govore, pričaju više nego muškarci. De aceea a fost un critic important care a zis că dimineața este un roman al femeilor. Zato je jedan važan kritičar rekao da je izgubljeno jutro roman o ženama. La vremea aceea nu se purta feminismul și acesta a fost văzut ca, nu ca un compliment. U to vreme nije bilo feminizma i taj komentar nije značio kompliment. De fapt, aș zis că este un roman al femeilor și a bârfelor. Zapravo, on je rekao da je to roman o ženama i o govaranju. Și pe urmă, aș fi fost apărat că nu e adevărat, nu toate bârfesc, doar una. Onda u odbranu rečeno da ne ogovaraju baš sve, već samo jedna. Da, nu știu ce să spun de gândirea mea teoretică, fiindcă cel mai savant creier de acolo e totuși al unui bărbat, profesorul Mironescu. Ipak, ne znam šta da kažem, pošto je najgenijalniji mozak knjizi pripada jednom muškarcu koji je profesor Mironescu. Dar aici v-am prins pentru că ați zis într-un interviu că acela sunteți dumneavoastră. M-ați prins într-adevăr, nu mă așteptam. Nu mă așteptam să fiți o prozatoare foarte, foarte interesantă, dar și un detectiv particular. Vi ste, osim što ste prozaistkinja, vi ste i privatni detektiv. Vreau să vă întreb, deci pe Vika Delcă ați cunoscut-o, pe Ivona ați cunoscut-o, sau sunt niște colaje, da, din oameni pe care îi cunoșteați? Da vă spitam, da li su te likovi konkretne osobe koje ste upoznali ili su oni neki kolaži napravljeni od ljudi koje ste poznavali? Eu nu am vrut să dezvălui cu toate că am fost mult încercuită de întrebarea asta prototipul Vikei Delcă. Ja ne bih htjela da, iako sam često su mi postavili to pitanje, ja ne bih da otkrivam identitet Vikei Delcă. Dar atunci când creezi un personaj, tu poate că pornești de la, adică sigur pornești de la un om sau altul, însă se întâmplă ceva ciudat. Când stvaraš neki lik. Vorbind de personaje, doamna Niculescu, cartea dumneavoastră a fost publicată în colecția Ego Proza, deci are o anumită măsură de autobiografism. În ce măsură ar fi? În special mă interesează la nivel de amintirile astea din copilărie, din adolescență. Vă las să răspundeți și după aia poate îmi citez un pic chiar din carte. Želeo bih da vas pitam koliki je uticaj autobiografskog i memoara
u ovom delu iz detinjstva i adolescencije u vašem romanu? Kolekcija ga opoznan čuda denomiri u kontine autofikcijoj. Kolekcija Ego proza u kojoj je izašao moj roman zapravo u najmanje meni sadrži autofikciju. U momentu în care s-a aprobat publicarea la editura Polirom în colecția Ego proza, unde într-adevăr au câteva cărți mai multe care erau pe direcția asta autofikciunii, u trenutku kada je odobrena knjiga za objavljivanje u izdavačkoj kući Polirom, kada se već pojavilo nekoliko knjiga koje su bile na granici autofikcije. Ja spus redaktorului šef, sunteți siguri că la Ego proza, că asta je o carte despre cum nu scriem despre noi? Aha, onda sam rekla ovom glavnom uredniku, da li ste sigurni da želite da izađe u ediciji Ego proza, pošto tvoj roman je ono kako mi ne pišemo o nama samima. Și el a spus, nu, Ego proza nu înseamnă asta, nu înseamnă autofikcijone. On je rekao da Ego proza nije to, da to ne znači autofikcijone. Nu știu eu să vă spun mai mult de unde a venit această etichetă, poate undeva la origine. Sunt două colecții mari la editura Polirom de literatură română, de ficțiune, Ego proza și Fiction NTT. Asta pentru cititorii români, că probabil pentru cei să nu are relevanță. Ok, da. Mi-a plăcut foarte mult ce a spus doamna Gabriela Dameșteanu despre realitate și ficțiune. Se leagă mult și cu ce am încercat eu să fac în romanul meu. Sviđa mi se mnogo ono što je rekla koleginica Dameșteanu o tome kako se realnost i fikcija ne mogu tako lako upariti. Je un laborator magic okolo, kad skrije, kad kreze un personaž. Kad pišeš, kad stvaraš neki lik, to je kao neka magična laboratorija. Exact ca apa și uleiul care nu se amestecă, realitatea și ficțiunea nu vor să stea împreună, dar se întâmplă la nivel micro, micromolecular, nu știu, magii. Stvarnost i ficcija ne žele da se upare tako lako, ali na nekom mikromolekularnom nivou ipak se događa neka mala magija. Cred că orice autor la debut, când scoate prima carte, se confruntă cu reacțiile celor mai apropiați cititori, familie, prieteni, care sunt, după părerea mea, și cei mai proști cititori. Svaki pisac kada napiše prvu knjigu suočeljava se sa onim čitaocima iz najbliže blizine, a ja mislim su oni najlošiji čitaoci. Ei o să recunoască în orice ai inventat tu pe cineva cunoscut. Oni će u bilo čemu što si izmislio prepoznati nekog poznatog. Este o castrare a autorului. To je neka vrsta castracije autora. Este ceva îngrozitor. To je nešto strašno. Și cu fiecare carte mea am încercat să spun, cred că de asta de-abia la acest roman, care nu știu, a fost a patra carte, să fie un thriller, de fapt. Nu, când scrii, este cu totul altceva decât să scrii un jurnal sau un reportaj. Sa svojom knjigom sam pokušavao da kažem da ne, ono što pišemo nije reportaža, nije dnevnik, već je to nešto što... Lăsati-mă să mă joc, lăsati-mă să-mi imaginez, lăsati-mă să scriu, fără această presiune că veți recunoaște în cățelul cuiva din carte cățelul vostru. Pustite-mi da pišem, da zamišljam, da radim, a bez toga da prepoznajete u svakom moje knjizi nekog poznatog i da čak i u nekom kućence tu prepoznajete nekog poznatog kućence. Dar, Paula, pentru că întrebarea ta este foarte pertinentă, pošto to je pitanje veoma konkretno drsko. Trebuie să spun că da, sigur că împrumutăm personajelor noastre din experiența noastră. To naravno je da svojim likovima pozajemljujemo svoje iskustvo.
Nu trăim într-un glob de sticlă, auzim oameni, vedem oameni, cunoaștem, trăim fel și fel de întâmplări și pe ele le ducem în poveștile noastre, într-un fel sau altul. Mi ne živimo po svakim zvonom i poznajemo razne svakojake likove koje na neki način posle dovodimo u priču. Și da, sigur că da, multe dintre experiențele din carte, din perioada copilăriei, sunt inspirate de copilăria mea în timpul comunismului. I naravno, deo koji se tiče detinjstva je u nekoj meri pod uticajem mog ličnog iskustva, mog detinjstva. Dar toate evenimentele din carte, întâmplările, sunt pur imaginare. Ali sva zbivanja, svi događaji u knjizi su čista mašta. Deci, ca să concretizez, observațiile istorice din cartea dumneavoastră, cum ar fi că de la ora la 7 la 8, când se oprea curentul electric, era ca un pătrat de timp perfect ecupat în care nimeni nu se mai ostenea să facă nimic. Așa ați simțit? Așa am trăit. Mă bucur foarte mult că ai ales pasajul ăsta. Drago mi je što si odabrao taj, baš taj pasus gde se kvadrat, savršeno isečeni kvadrat vremena u kome niko, kome se niko ne trudi ništa da radi, kada se isključivala struja od 7 do 8 svake večeri, to je predstavljeno baš kao jedan tako isečak vremena kada niko ništa nije Dacă tu nu aminteai, probabil eu uitam, este exact la ce m-am gândit pe drum încoace, ce vreau să spun. Domnitini, si podsetila, upravo sam razmișala o tome na putu ovamo. În legătură cu cum am trăit noi în România comunismul și cum ați trăit voi aici în Serbia. Vezi s tim kako smo mi živeli u comunismu u Rumuniji, kako ste vi živeli ovde u Srbiji. Pentru că atunci când Giura a tradus cartea și mi-a trimis foarte multe întrebări, foarte atente, ca să fie sigur că traduce bine ce am scris eu acolo sau că nu cumva chiar eu n-am greșit ceva. Postavim mi mnogo pitanja vezano u želji da prevede tačno i čak sam zapitao da li sam ja negde pogrešio. Una dintre întrebările lui a fost lumina se stingea între 7 și 8, adică o oră. Aha. Jedna njegovih pitanja je bilo da se svetlo gasilo od 7 do 8, dakle, na 1 sat. Și am spus da, dar nu așa era. Nu în toată România, în fiecare oraș era altfel. Noi, prietenii, când ne reamintim cum a fost, avem povești, unele coincid, altele sunt foarte diferite, dar la mine, în orașul unde am copilărit, în fiecare zi, între 7 și 8, se stingea curentul. Naravno, nije u celoj Rumuniji bilo isto, u različitim regionima je bilo drugačijih mera, a kad sada sa svojim vršnjacima poredimo, ta iskustva su različita, ali u mom mestu i u mom detinjstvu se struja gasila tačno od 7 do 8. Și dacă tot vorbim despre asta, iertați-mă dacă o să spun că îmi doresc foarte tare ca asta să fie doar trecutul și nu viitorul. I oprostite što ću ovo reći, ali zaista želim da to bude samo prošlost, a ne i budućnost. Je un ton un pic cam trist pe care să încheiem, dar asta sunt realitățile de azi. To je malo tužan ton u kome ćemo završiti, ali to su ipak današnje realnosti. Trăim într-o criză energetică. Živimo u energetskoj krizi. Se întâmplă un război. U toku je rat. Și schimbări climaterice. I klimatske promene. Deci poate felul în care a perceput doamna Niculescu acea oră ca una de contemplare, e o viziune optimistă asupra experienței. Način na koje je gospođa Niculescu
doživjela taj interval od 7 do 8, pa od tih sat vremena kao priliku za kontemplaciju, jeste zapravo jedan optimistički pogled na stvari. Din păcate, va trebui să încheiem aici pentru că mai urmează un eveniment. Nažalost, morat ćemo ovdje da prekinemo, pošto sledi još jedan događaj. Dar nu înainte de a le mulțumi autoarelor, editorilor și lui Đuro Miocinović. Ali ne prema što se zahvalimo našim urednicima i autorkama i prevodiocu. Și o să-i dau cuvântul doamnei editoare pentru a face un anunț în legătură cu promovarea cărții Dimineața pierdută mâine. Sutra će biti jedan događaj promovisanja knjige Gabriele Domaštanu i dajmo reč Nađi Parnilović, da vam kažem što više o tome. Ja bih vas pozvala, ukoliko vas je ova tema, pretpostavljam da vas interesuje čim ste i došli, ukoliko vas je dodatno zainteresovala, sutra u 1 ćemo u sali Vasko Popa imati promociju knjige Izgubljeno jutro, pa ćemo detaljnije pričati o njoj i o svim drugim aspektima osim istorijskog. Mi vas pozivamo da ostanete i na sljedećem događaju koji počinje u 17 sati na štandu Rumunije. Podržavanje književnog prevoda, neophodna potreba. Učestvuju predstavnici Srpskog i Ministarstva kulture i predstavnik Instituta za rumunsku kulturu, kao i Jovan Matej, direktor u Ministarstvu kulture Rumunije. Și domnul Arsenić, vreți să aveți un ultim cuvânt ca să fie egalitate? Gospodine Arseniću, da li želite da date završnu reč? Sa velikim zadovoljstvom, najprej hvala vam što ste bili ovde. Molim vas da svratite do Darwin Books, da kupite ovu divnu knjigu, svratite nekako do britanske knjige. Tamo ima još 3 rumunska autora, pored Veronike P. Nikolescu. A ja se nadam da će rumunskih knjiga vrednosti biti i više i da ćemo moći da uživamo u odličnoj rumunskoj poeziji, prozi i ostalim žanrovima i rodovima književnim. Hvala. Jovan Vić sa Venecijevila Standul editorije i Darmo Bukć i La Partizanska knjiga. Onda ima javim 3 autori romaniši sa Vorom Kutoci i literatura Bruna Dinomonije. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la standul României. Hvala vam i čekujem da se dalje na standul României.